Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Life. Populația este afectată emoțional de o serie de factori, precum pierderea locului de muncă, starea sistemului de sănătate, incertitudinea în ceea ce privește sistemul de învățământ. Toate acestea ar putea conduce spre o creștere sau o recurență a violenței domestice. Discutăm despre acest lucru în această dimineață cu doamna avocat Gabriela Lupșan, doctor în drept și membru al Baroului Iași. Bună ziua și bine ați revenit la noi! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, le doresc și ascultătorilor și celor care ne privesc astăzi. Sunt multe femei care suportă și acceptă un comportament agresiv, asta pentru că este și în mentalitatea românilor acea idee că bărbatul nu ridică mâna, nu lovește dacă nu are un motiv. Aș vrea să pornim de la ideea simplă. Ce înseamnă violență în familie? Violență domestică? Da. Vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă în zilele noastre nu reprezintă o, să zicem, o noutate, pentru că violența domestică este un fenomen, a fost un fenomen și este un fenomen. Iată, mi-amintesc că prin anii 2000 nici nu se vorbea despre violența în familie, violența domestică. Violența domestică nu reprezenta un subiect nici pentru mass media, nu reprezenta un subiect interesant nici pentru autorități și nici măcar pentru legiuitor. Până când am avut o lege a prevenirii și combaterii violenței în familie, decenii la rând, da? Femeile, în principal ele, au fost victime ale violenței domestice, au suportat din motive de tradiție, din motive economice, acest abuz din partea unui membru a familiei, de cele mai multe ori soțul sau fostul soț. Și inclusiv noțiunea de violență domestică, de violență în familie, a comportat mai multe forme în ceea ce privește reglementarea ei de către legiuitor. Ei, și revenind la anul 2003, în anul 2003 a apărut această lege, dar ca urmare a presiunilor organizațiilor non-guvernamentale, care au făcut un studiu. În anul 2003, peste 800.000 de femei din România au declarat că sunt victime ale, sunt sau au fost victime ale violenței domestice. Să ne închipuim că multe alte femei n-au avut curajul să recunoască că sunt victime, după cum multe nu știau că ceea ce li se întâmplă se încadrează în această noțiune de violență domestică. Și vom vedea și vom vedea și veți vedea că cine este preocupat de evoluția legislativă în acest domeniu, că fiecare modificare a legii a avut în spate câte o victimă, câte o femeie, soție, mamă de copii, care a fost supusă unor violențe domestice, iar finalul a fost uciderea respectivei femei. Iată, instituirea ordinului de protecție, care acum se obține foarte ușor din punct de vedere procedural, are în spate celebru caz de la București, de la coaforul, cred că Perla Dorobanți, când cred că nici nu are importanță, un agent de poliție, și-a ucis soția pe o colegă și alte 6 victime au fost rănite. Și datorită emoției profunde, emoție naționale, în 2011, în 2012 de fapt, în 2012 a apărut ordinul de protecție. Legea 217 din 2003 a fost modificată. Și noi vorbim de ordin de protecție în România, care a intrat în Uniunea Europeană în 2007, în condițiile în care în toate țările din Uniunea Europeană acest ordin de protecție exista încă înainte de 2000. Acum, ca istoric, ați vorbit de violența domestică. Ultima modificare la formele de violență domestică, alături de violența fizică, violența verbală,
violența economică, violența spirituală, violența sexuală, cea psihologică. În august, în vara aceasta, a fost reglementată o nouă formă de violență, violența cibernetică, care presupune că un membru de familie hărțuiește pe un alt membru al familiei prin mesaje obscene, pune dispozitive de urmărire a unui membru de familie pe toate dispozitivele pe care astăzi un om modern le are la dispoziție, înțelegând telefon, înțelegând calculator. Și iată că ceea ce, de exemplu, aveam anii trecuți, cazuri în care soțiile, femeile se plângeau instanței civile și solicitau emiterea unui ordin de protecție pe o formă de violență, și eu ca avocat n-am putut să încadrez decât la violență psihologică, faptul că soțul, în cursul procesului de divorț, trimitea soției peste 200 de mesaje într-o zi, dar nu numai într-o zi, perioade lungi pe parcursul perioadei cât era la serviciu sau acasă sau noaptea, deci sute de... Încât femeia aceasta a venit, nu mai rezista și a zis: Doamnă, obțineți-mi un ordin de protecție. Și n-am reușit, pentru că nu era reglementat de lege, și judecătorul a respins această cerere a noastră de emitere a ordinului de protecție pe violență psihologică, foarte simplu. A spus: doamnă avocat, dar nu înțeleg de ce clienta dumneavoastră nu l-a blocat pe soț să nu mai primească. Păi zic, nu putea, pentru că soțul putea să-i comunice informații legate de copil sau de copii care se aflau la locuința. Nu este soluția aceasta. Exact, nu era o soluție. Adică tot eu eram vinovată. De ce nu l-am blocat? De ce n-am găsit eu? Iată că astăzi, din august încoace, avem reglementarea și acestei forme de hărțuire. Este vorba de hărțuire cibernetică. De ce se mișcă lucrurile atât de greu? De ce se așteaptă o tragedie pentru a se mai reglementa câte ceva? Pentru că poate suntem tributari unei tradiții. Poate. Poate că în tradiția poporului nostru femeia a fost maltratată, a fost bătută. Multe autorități sau multe erau situații în care autoritățile tratau cu superficialitate. În condițiile în care femeia mergea la poliție și se plângea, vorbesc de anii 1900, da? După Revoluție, se plângea despre violența verbală, fizică. I-a dat o palmă de faptul că o umilește în fața copiilor. Ei, și apoi să cred că ține și de educație. Multe tinere, deci, da, au văzut aceste forme de violență în familie. Poate mama lor a fost supusă unei astfel de un astfel de tratament. Și copilului, care mai târziu a devenit adult, s-a părut firesc, pentru că a văzut modelul de educație în familie. Bun, și acest model cred că a fost preluat și de autorități. Și vedeți, pe de o parte, autoritățile care nu erau foarte active, pe de altă parte și lipsa pârghilor. Să ne închipuim că nu aveam ordinul de protecție, deci care a apărut în 2012. Păi, femeia mergea și făcea plângere pentru violență în familie. Făcea plângere la poliție, la parchet. Dar unde se întorcea? Tot acolo. Exact. Sau avea de ales acele centre de protecție, de protecție a victimelor violenței în familie. Vreau să vă zic că ordinul de protecție a fost emis și târziu, pentru că a existat o opoziție și în cadrul Parlamentului. Parlamentari care au spus că nu putem să îl evacuăm din... Că ce presupune ordinul de protecție, da? Evacuarea soțului, să spunem că soțul este agresorului. Nu? Agresorului din locuință. Ori agresorul este unicul proprietar. E bunul propriu al soțului înainte de căsătorie. Cum să-l scot? Încalcă dreptul de proprietate. Și a zis, nu putem face acest lucru. Și ce soluție s-a găsit la o astfel de situație? Păi s-a găsit tragedia de care vă povesteam. Și datorită emoției naționale s-a dat acest ordin de protecție. Nu are importanță calitatea de acta de proprietate. Păi punem în balanță două valori, două drepturi. Dreptul de proprietate al soțului agresorului și dreptul la viață, integritate fizică,
psihică a victimei și eventual a copiilor minori care la rândul lor sunt victime. Care are valoare mai mare. Și iată că a fost nevoie de acest caz pentru ca să se instituie ordinul de protecție civilă. N-are importanță calitatea de proprietar, de coproprietar agresorului. Imediat ești evacuat, ca istoric. Da? În decembrie 2018 a fost o altă modificare importantă care a acordat polițiștilor drepturi, prerogative largi în ceea ce privește emiterea ordinului de protecție provizoriu. Pentru că din 2016 a fost un grup de lucru alcătuit din polițiști, judecători, legiuitori, parlamentari, reprezentanți ai ONG-urilor, psihologi, care lucrau la modificarea legilor și, da? Și o modificare presupunea ca poliția să se implice mai mult în ordinul de protecție, în urmărirea, în eliberarea și în urmărirea. Păi, în acel moment, până în acel moment, de fapt, ce făcea poliția? Ajungea, constata cele întâmplate. Atât. Și îl amendau pe agresor, eventual acesta enervându-se mai tare primind acea amendă și revenind la victimă. Sigur. La soție. Deci, în acea perioadă, victima violenței domestice putea să depună o plângere la poliție, era obligatorie, și să se adreseze instanței de judecată pentru emiterea unui ordin de protecție. S-a făcut un studiu. După ce s-a dat ordinul de protecție, s-a instituit ordinul de protecție, durata medie a unui proces, știți cât era? Până când victima obținea un ordin de protecție, adică să îl evacueze din locuință pe soțul agresor, să spunem, da? Sau să fie integrat, pentru că fusese alungat, 33 de zile. 33 de zile. Noi vorbim de 2012, da? Și suntem în 2020. Astăzi, datorită modificărilor din decembrie 2018, ordinul de protecție se emite de către instanță în 72 de ore. Iată că legiuitorul a putut să facă aceste modificări, dar cu ce sacrificiu? Între timp a murit tot victima violenței domestice, acea directoare de grădiniță la locul de muncă, soțul venise și a împușcat-o parcă la locul de muncă, la grădiniță, și această, deși avea ordin de protecție. Asta voiam să vă întreb. Avea ordin de protecție. În ce măsură este respectat acest ordin de protecție? Este precum în America? Nu. Cum vedem noi în filmele americane? Și aici pașii au fost mici. S-au făcut iarăși studii. Cam 40% din ordinele de protecție emise au fost încălcate de către agresori. Și iarăși au intervenit modificări. Cum? Pe încălcarea ordinului de protecție a devenit infracțiune. Iată o primă modificare. Da? Asta înseamnă, și pedeapsa este, mi se pare, până la un an de zile închisoare. Apoi, polițiștii au mai multe posibilități de a interveni imediat. Și există de ani de zile această propunere cu brățara electronică de urmărire a soțului agresorului. Dar se invocă la fel motive financiare, motive statul nu are posibilitatea de a cumpăra și de a monitoriza această categorie de persoane. În opinia dumneavoastră, mai sunt încă niște cazuri neacoperite de legislația în vigoare? Ce ar mai trebui făcut? Nu m-am gândit la asta. E un subiect de meditat, ce am mai putea face pentru... Cred că în acest moment legea este... Nu este perfectă. Mi-ați dat o idee. Vedeți, multe femei, da, soții, fie nu introduc ordin de protecție, deși sunt victime ale violenței domestice, fie dacă au introdus au obținut un ordin de protecție, poate renunță la ordinul de protecție, intervine compromisul. Din ce motiv? Din motiv financiar. Soțul este cel care aduce bani în casă și atunci femeia, deși obținut ordin de protecție, se vede în imposibilitatea financiară de a susține familia, da? Pe sine și pe copii. Și atunci intervine compromisul. Hai că te iert.
De aceea mă gândesc acum la modelul din Spania. Da, exact. Modelul spaniol, unde statul intervine și acordă victimei violenței domestice o indemnizație, un sprijin financiar, o sumă de bani. Uh-huh. Pe o perioadă 300 de euro, dacă nu mă înșel. Da, pe o perioadă de 6 luni sau un an. Astfel încât victima poate să-și susțină, să își acopere nevoile zilnice. Sigur, nu pentru îmbogățire, ci pentru a supraviețui în lipsa suportului financiar a soțului. Cam asta este, cred că, o chestiune. Cred că statul poate să intervină și să ajute psihologi cu acoperirea cheltuielilor de terapie psihologică pentru victimele violenței. Câte cazuri ați lucrat cu victime ale violenței domestice de-a lungul carierei? Cred că nu pot să spun acum numărul și nici n-am, ăsta este secret profesional câte, însă suficient să vă spun că poveștile fiecărei femei, că majoritatea la mine au fost femei, nu mi-amintesc să fie vreun bărbat victimă, deși în mai cariera mea situații, am avut, am auzit și am citit practică judecătorească și de această manieră, sau victime au fost părinții care locuiau cu copiii majori, un copil major fiind agresorul părinților. Și atunci a fost nevoie de un ordin de protecție pentru evacuarea copilului major aflat la 30 de ani, fără loc de muncă și care exercita o formă de violență, forme de violență, da, era vorba de și cea verbală, cea fizică, să nu mai spunem de cea psihologică, și părinții în vârstă, pensionare, erau în imposibilitatea de a trăi în liniștit, de a avea o bătrânețe liniștită și a obținut un ordin de protecție. Și au găsit forța de a apela la această formă de cu rușine. Ajutor. Au venit și au spus, ne este rușine, doamnă avocat, dar nu avem altă soluție. Ne este rușine. Uh-huh. Ce pași trebuie să urmeze o persoană abuzată pentru a primi sprijin? Este telefonul... Ce trebuie să știe fiecare femeie? Sigur, e lăudabil ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că popularizarea legilor ține de educația juridică a fiecăruia, iar dumneavoastră, care aveți un impact foarte mare asupra populației, vă urmărește lumea, iată, află noutăți, află proceduri și dobândesc curaj pentru a-și proteja viața și integritatea fizică și psihică. În cazul în care este o violență, și asta e și pentru copii, de aceea există ghidul juridic pentru elevi, în care aceste aspecte sunt precizate, iar prin proiectele care există la nivelul Iașului, elevii de liceu află că chiar ei pot să fie victime și ce trebuie să facă un astfel de elev. Și acum revin la întrebare. În cazul în care se întâmplă o violență, de obicei violența fizică este cea care declanșează, da? O determină pe victimă să aibă curaj și să pună mână pe telefon. Este 112, se sună și imediat un echipaj de poliție se deplasează și face un proces verbal și emite ordinul de protecție provizorie pe loc. După cum, victima se poate deplasa la sediul poliției, unde face o plângere, unde formulează o plângere, înregistrează o plângere și unde agentul de poliție constată că sunt elemente, da? Că victima se teme pentru viața sa, că este într-un real pericol. Obligatoriu, victima trebuie să răspundă la un chestionar, e un chestionar tip aflat, publicat în Monitor oficial și răspunde la un set de 21 de întrebări. Dacă la primele 7 întrebări răspunsul este da, pe loc se emite ordinul de protecție provizoriu. Da? Deci, de asemenea, dacă la următoarele întrebări sunt 7 de da, iarăși se emit ordin de protecție. Întrebările privesc starea victimei. Da? Uh-huh. Cum s-a simțit? Dacă a fost amenințată cu moartea? Dacă s-a simțit în pericol, dacă a fost lovită, dacă copiii au fost prezenți, dacă agresorul era sub influența alcoolului, sub influența drogurilor. Da? Da, sunt 21 de întrebări, se răspunde și se emite pe loc ordinul de protecție provizoriu. De asemenea, și agresorul, dacă este pe loc, da? Se întocmesc niște acte, primește ordinul
și este obligat să comunice organului de poliție locuința, unde se va afla, pentru că pe loc se produce și evacuarea. Dacă nu are un loc, o locuință, atunci îi se pune la dispoziție un loc într-un adăpost pentru agresori. Ați avut suficiente cazuri cu această speță. Ce vă răspund acele persoane? Cum se ajunge în acest punct? Ce răspund? Și de ce? Da, interogatorul... Că nu e de la început, presupun. Nu. La început totul e lapte și miere. Nu. Un mijloc de probă pe care îl folosim în procedura aceasta a obținerii Ordinului de Protecție Civilă este interogatoriu. Eu, ca avocat a victimei, pregătesc un interogatoriu, un set de întrebări. După cum, dacă nu există acest interogatoriu pregătit, judecătorul este cel care îl va întreba pe agresor, da, cum s-a petrecut lucrurile și, bineînțeles, o întrebare legată de motivații. Da? Unii spun... Păi, n-am dat așa de tare. Unii spun, dar nu am lovit-o decât o singură dată și nu mi se pare normal să primesc să fiu evacuat din casa mea bun propriu, că mi-am lovit odată soția. Ei întotdeauna își găsesc o justificare. Da. Am avut situații în care bărbatul, soțul, a venit în fața judecătorului și a recunoscut. A spus, da, așa este, s-au întâmplat lucrurile, regret că s-a întâmplat, însă... Și atunci tot mai găsesc o motivație. Am fost provocat, m-a enervat, am fost supărat și soția nu știu ce a făcut. Dar nu justifică. Am zis niciodată nu justifică ridicarea unui deget asupra soției, asupra copilului, orice. Du-te la box. Dă cu pumnul în perete dacă ești nervos. Dar nu-ți lovi soția, cea pe care ai iubit-o, e mama copiilor tăi. Am observat și în rândul românilor și chiar și în gândirea unor femei niște probleme grave, în sensul că, așa cum spuneam și la început, bărbatul nu lovește femeia dacă nu este provocat sau, ei, lasă că mai sunt femei care și merită. Da. Cred că v-ați confruntat cu astfel de mentalități. Da. Eu cred că toleranța este foarte importantă. Sigur că sunt și femei care provoacă. Da, dar asta nu te scuză pe tine ca bărbat să lovești. Dacă doi oameni nu se mai înțeleg, cred că există alte metode de a pune capăt unei relații. Să nu uităm că ordinul de protecție se poate obține și în cazul concubinilor, acelor care conviețuiesc împreună. Nu trebuie să ai neapărat calitatea de familie în sens juridic, dar pot să fie și familia de facto. Și iarăși ne întoarcem la educație. Eu cred că educația este cea care e cheia tuturor, e soluția tuturor problemelor. Noi astăzi trăim într-o perioadă foarte agitată. Este mult mai ușor să țipi, este mult mai ușor să ridici mâna decât să comunici calm, frumos. Și cred că la un moment dat în cuplu apare, cred că, și o concurență. Eu sunt cel mai puternic, eu vreau să mă impun. Și mă impun cum? Făcând, săvârșind fapte de violență. Da, asta ne-am și dorit ca astăzi să știe cele care sunt victime ale violenței în familie, că bătaia nu este ruptă din rai, așa cum spune o vorbă foarte neinspirată la noi, și că există soluții de a scăpa dintr-o astfel de situație. Dacă aveți curiozități, întrebări, vă rog să le adresați pe pagina noastră de Facebook pentru a răspunde doamna avocat la ele. În comparație cu alte țări, cum este legislația noastră? Mai avem de recuperat? Oh, foarte mult. S-au făcut pași în ultima vreme, ce-i drept? Da. Țara, legislația, să zicem, care este în top, pe locul întâi, este legislația din Austria. Austria încă din 1997 avea ordinul de protecție civil. Să ne închipuim că încă înainte de 1997 ei și-au construit centrele pentru protecția victimelor, da? După care au ajuns la concluzia că nu este bine să scoți victima, da? Soția cu doi copii, da? Să o scoți din mediul său și să o internezi într-un centru și pe agresor să lași foarte bine în confortul de acasă. Dar pentru asta au trebuit câțiva ani. Austriecii au ajuns la concluzia că nu-i bună soluția și nu-i mai bine să îl scoatem pe agresor. Sigur.
Da? Iată că în România, da? Deși spuneam înainte de 2000 avea această, Austria avea această legislație, noi am făcut aceeași greșeală. Am construit centre pentru victimele, victimele violenței în loc să construim centre pentru agresori. Acelea ar trebui să fie doar temporare. Da. Pleacă femeia noaptea de acasă, să aibă un loc unde să, unde să se poată refugia. Da, am avut situații în care luni de zile, 3-4 luni de zile, soția cu doi copii a locuit în acele centre de protecție. N-a fost o experiență foarte frumoasă. Copiii nu înțelegeau, copiii plângeau după lucrurile de acasă, după locul de acasă, după jucării. Și agresorul stătea bine frumos acasă și nu pățea nimic. Dar acum lucrurile s-au schimbat, vedeți, în toate țările din Uniunea Europeană există ordin de protecție civilă. Mai mult decât atât, iată că și la noi, pentru faptele de violență domestică, pe lângă ordinul de protecție civilă, există și, pentru aceeași faptă, pot să fi sancționat și penal, violența domestică. Da? Violența în familie. Violența în familie. Pentru că valorile care sunt apărate sunt diferite. Ordinul de protecție civilă are ca scop înlăturarea stării de pericol în care se afla victima pentru sănătatea, viața sa, da? Pe când dincolo valorile sunt, mai ales dacă este vorba și de dovedirea agresiunilor cu certificatul medico-legal, da? pentru vătămarea gravă sau mai puțin gravă a integrității fizice a victimei violenței în familie. Iarăși, dacă ne uităm statistic, a crescut numărul dosarelor de violență domestică. Dacă au fost ani de rând în care judecătoria Iași nu avea un dosar de violență între membrii familiei, numărul lor a crescut. Da? Și nu numai că a crescut, dar se aplică și sancțiuni. Sigur, la început sancțiunile au fost cu amenzi, cu amenda judiciară. Da? Acum judecătorii au înțeles că aceste infracțiuni, chiar dacă sunt în categoria infracțiunilor mai puțin grave, așa se consideră, aplică și pedeapsa închisorii. În această perioadă sunt mai multe dosare? Da, sigur, sunt. Sunt pentru violență. Cauzate de pandemie? Ar putea fi un factor? Da, spuneam că pandemia a reprezentat sau starea aceasta, măsurile luate, izolarea membrilor familiei, a condus știți, ca un balon, da? A condus la creșterea numărului de dosare, de ordini de protecție. Dacă ne uităm pe rolul instanțelor judecătorești, aproape zilnic sunt ordine de protecție, pentru că este acel termen de 72 de ore în care judecătorul, da? Pentru că procedura aici este modificată. Spuneam despre ordinul de protecție provizorie care îl dă pe loc polițistul, da? După care dosarul pleacă la parchet. Iată că și Ministerul Public, da, are atribuții în acest domeniu, s-au produs modificări. Cum? Procurorul poate să confirme sau să infirme ordinul de protecție în termen de 48 de ore. Vede? Termenele sunt foarte strânse. Da. Dacă judecătorul consideră că viața, integritatea fizică, psihică a victimei se află în pericol, sesizează instanța de judecată, judecătoria Iași, cu o cerere pentru emiterea ordinului pe o perioadă de maxim 6 luni de zile. După înregistrarea dosarului, 72 de ore, judecătorul este obligat să soluționeze, să emită sau nu ordinul de protecție. Dacă mă întrebați care ar fi procentul, vă pot spune că este aproape 100%. Adică în foarte puține cazuri, judecătorul nu emite ordinul de protecție civilă. Și care ar fi motivele pentru care nu ar putea fi emis? Am observat că aceste ordine nu se emit atunci când victima vine în fața judecătorului și spune că renunță, îl iartă, nu mai vrea. Era o altă întrebare pe care voiam să vă adresez. Și atunci asigur că nu se mai emite ordinul de protecție, chiar dacă sesizarea a fost făcută de parchet. A doua categorie de cazuri sunt cele în care cererea se depune direct de către victimă,
la instanța de judecată fără a mai avea ordin de protecție provizoriu. Mm-hmm. Consideră că, de exemplu, la violență psihologică. Da? Și în urma unui probatoriu, judecătorul ajunge la concluzia că nu există o stare de pericol pentru victimă și nu emite ordinul. Dar ați adus în discuție și violența psihologică. Se vorbește puțin despre acest subiect, dar există. Cum putem traduce acest tip de violență? În forme multiple, violența psihologică. Ea, de fapt, nu poate să fie singură. Ea poate fi combinată, da, cu violența psihologică, de exemplu, cu umilirea unui membru a familiei, cu amenințări că nu-ți mai dau, că nu-ți mai fac, că te dau afară dacă nu faci. Ceva de genul acesta este tradus într-un limbaj obișnuit. E foarte greu de dovedit aici. Să nu uităm că cel care se adresează instanței de judecată în civil trebuie să dovedească. Da? Asta este regula. Cel care face o afirmație. Da. Și atunci victima trebuie să aibă fie în scrisuri, da? Ne gândim la mesaje, ne gândim la corespondența electronică, că lumea nu își mai scrie scrisori prin poștă, fie ne gândim la înregistrări audio, deci o amenință prin telefon sau martori. Greu, este greu. Aceasta, când vorbim de violența psihologică, aici este mai greu de dovedit, dar nu imposibil. Mă uitam și pe pagina de Facebook, aici întreba o persoană câte dintre aceste victime renunță la dosar, la plângere. Acum, câte renunță? Uh-huh. Ați avut astfel de cazuri? Lucrul cu o persoană după care să spună, știți, doamnă avocat, eu m-am răzgândit? Nu. S-a întâmplat alt fenomen, se întâmplă acest lucru. Apropo de ordinul de protecție. Ordinul de protecție civil a fost emis pe o perioadă maximă prevăzut de lege, 6 luni. Ordinul de protecție a prevăzut, ordinul de protecție era emis pentru a proteja soția și cei doi copii. Da? Ce s-a întâmplat? După 2-3 luni, gândiți-vă că acei copii nu aveau posibilitatea să aibă legături personale cu tata. Soția, la fel, lipsită de suport financiar. Deși soțul a fost obligat să plătească o pensie de întreținere, dar reușise să fie o pensie mai mică. Uh-huh. Bun. Și atunci au venit și a spus, doamna avocat, ce să fac? Uitați, soțul îmi trimite mesaje, sigur, prin intermediar, deși așa, că vrea să se împace, că regretă, că nu știu cum, copiii plâng după tată. Și am zis, cum vă simțiți? Pentru că legea permite revocarea ordinului de protecție. Sunteți convinsă că vă va fi bine împreună dacă solicităm revocarea? Și a zis da. Și s-a întâmplat să am cazuri, vreo 3, în care am introdus cererea de revocare a ordinului de protecție. Da? Și l-a fost bine? În continuare? Da, până acum da. Adică eu vorbesc de anul trecut, anul trecut nu s-a mai întâmplat nimic, iată că nimic. Iar anul ăsta, da, am mai avut azvară o revocare a ordinului de protecție. Uh-huh. Dar vreau să vă spun că cei care, atât victima cât și agresorul, erau persoane cu studii superioare, cu poziții sociale ridicate. Uh-huh. Știți? Când vorbim despre violență domestică, se face trimitere către zonele sărace, populația cu educație precară, cu mari lacune. Dar totuși întâlnim astfel de situații, se vorbește prea puțin despre ele, desigur, și în alte medii, în care nu te aștepta. Da, așa este. Oameni cu funcții importante. Da, așa este. Cum se explică acolo? Aici ține de psihologie. Da, deci oamenii aceia aveau nevoie de terapie. Fiecare, în parte. Da, cred că știți, e și da, dumneavoastră da, mai da, bine decât da, mine, probabil. Da, nu pot vorbi mai mult. Sigur, eu nici nu mă refer la cazurile mele, zic doar așa în general. Cred că
Cred că și căsătoriile care au la bază un compromis. Uh-huh. Vedeți? Oamenii se căsătoresc, sau la încheierea căsătoriei fiecare dintre soții urmărește ceva. Da. Fie e vorba de inegalitate socială. Și dacă este vorba de financiară, da? Deci el este potent financiar, ea mai puțin. Da. Căsătoria rulează și la un moment dat apar fapte de violență. Soțul care se simte stăpân, care îi reproșează că te-am luat de unde te-am luat, da? Și începe să o jignească, să o umilească, să mai ridice, să o pălmuiască, de la palmă trece la pumn, de la pumn trece la genunchi. Și uite așa, la picioare, da? Lovituri, treptat. Faptul că femeia acceptă, de ce acceptă? Pentru că există un sâmbure de adevăr în toate cele spuse de către, agresor. Acceptă pentru că soțul după aceea o iartă, da? O cumpără cu ghilimele, cu cadouri, îi mai cumpără poate o mașină, îi mai cumpără o bijuterie și... Și cam poate ar trebui să ne stabilim altfel prioritățile și valorile. Am și câteva mesaje pe care mi le-am notat înainte de a intra în direct, erau primite pe site-ul nostru. O persoană spunea faptul că, din păcate, în România instanța căsătoriei este privită ca o închisoare cu executare pe termen lung și atunci violența domestică este generată tocmai de această instituție încremenită în timp. Se și pornește greșit cu ideea despre căsătorie? Cred că dacă pe vremuri era acea idee că ne căsătorim până la moarte, acum sloganul este ne căsătorim până la divorț. Adică cred că ideea divorțului există în mintea fiecăruia. Dacă nu merge, dacă nu mai conflict, da, merge, e simplu, sigur, poți să divorțezi. Cred că. Am avut situații în care partenerii au trăit într-un lung concubinaj. Am avut și de 7 ani, de 10 ani au trăit în concubinaj. Au dobândit apartament, vilă, bunuri în comun, în calitate de concubini, cu cote egale, unul pe doi. S-au căsătorit, pentru că aveau și un copil sau doi. Știți cât o dura căsătoria? 3 ani de zile. Și au venit la divorț și se uitau unul la altul și zice, măi, nu înțeleg de ce ne-am mai căsătorit, că ne era mai bine înainte, vedeți? Pentru că pe planul mentalului ceva s-a schimbat. Încheiând căsătoria, probabil sunt niște obligații în plus și cineva cedează. O altă persoană ne-a scris niște idei. Nu știu dacă sunt pertinente sau nu, ne veți spune dumneavoastră și spune în felul următor. Multe dintre greșeli se datorează legii. Ar trebui să fie interzis divorțul când există minori, interzis înstrăinarea domiciliului până la 18 ani a ultimului copil și se vor termina mofturile la divorț. Și astfel scade și rata divorțului. Nu cred că interdicția de a divorța în situația în care soții au copii, reprezintă o soluție. Mai ales dacă există și ceea ce discutăm noi, violență în familie. Nu. Cred că aceasta nu este o soluție. Să nu uităm că au fost, deci înainte de 1990, legea era foarte restrictivă și cu o procedură foarte lungă în ceea ce privește divorțul. Acum se dădea un termen de gândire de 6 luni dacă existau copii, introduceai cererea de divorț și primeai termen peste 6 luni, termen de gândire, sau chiar un an, chiar un an de zile, ca soții să își verifice, da, sentimentele și aptitudinea de a continua acea căsătorie. Nu, eu cred că iarăși ne întoarcem la educație și la ceea ce ne dorim de la viață. Fiecare sau un cuplu. Căsătoria presupune și compromisuri. Te căsătorești în momentul în care ambii, căsătoria se încheie în momentul în care viitorii soți au ajuns la un numitor comun. Acel numitor comun ulterior se pierde în timpul căsătoriei. Trebuie văzute care sunt cauzele. Și dacă soții găsesc împreună cauzele, da? Eu zic la plural, cauzele pentru care ei sunt nemulțumiți într-o căsnicie și reușesc tot împreună să elimine, să depășească obstacolele, atunci ne întâlnim cu mai multe cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie, care se plimbă frumos în copou de mână. Altfel, e foarte ușor, un divorț nu costă mult.
Nu? Ne uităm la starea civilă, vreo 500 de lei, la notar 800 de lei, 1000 de lei, da? Ajungem și la instanță, nici acolo nu este mult, dar da, ce facem? Da. Aș vrea să privim discuția și din alt punct de vedere, să o abordăm și altfel. Ce căi legale are la îndemână un copil pentru a se proteja de proprii părinți în cazul în care există violență? Oh, da. Foarte, foarte delicată întrebare și sigur și răspunsul. Răspunsul este mai delicat pentru că e simplu ce să întreb. Ce poate să facă un copil? Sigur, copilul se poate adresa profesorului, dirigintelui, învățătorului, da? Pentru a cere ajutor în condițiile în care nu are un ajutor de la celălalt părinte. Da? Am avut situații în care soția îmi spunea la divorț, după ce îmi povestea, și am zis, Doamnă, de ce ați așteptat așa de mult? Îmi povestiți că de 4-5 ani de zile trăiți această istorie, da? O relație tensionată cu violență în familie. Și a zis, da, doamna avocat, vă pot spune când. Când băiețelul meu a venit și m-a tras de mânecă, la 7-8 ani, și mi-a spus, mami, hai să divorțez. El a spus, hai să-mi găsești un alt tată. Ăsta nu e un tată bun. Copilul meu, a spus clienta, mi-a dat curaj să merg mai departe. Adică să introduc acțiune de divorț. Și atunci copilul trebuie să vorbească cu părintele care este victimă, să aibă curajul. Sigur, e vorba și de maturitatea copilului. Apoi să ceară ajutorul învățătorului, dirigintelui. Să nu uităm că există și un psiholog școlar. Da. Apoi există și telefonul copilului. El poate să reclame abuzurile din familie la telefon, exact, pentru ca autoritățile să intervină. Apoi mai este și un direcție de asistență socială care poate să-i ajute, direcția de protecție a copilului care poate să intervină. Apropo de telefonul copilului, este acesta o garanție că lucrurile se vor rezolva? Ori totul s-ar putea răsfrânge mai apoi asupra copilului? Și-a dovedit eficiența? Da, de ce? Da, da, atunci când ceea ce reclama copilul era real, pentru că sunt și glume care se pot face. Dar de cele mai multe ori, situația expusă de copil, da, a condus la rezolvarea favorabilă a cazului pentru copil. Ne mai scrie cineva un lucru interesant, apropo de alte țări și legislația acelor țări. O palmă se poate transforma într-o anchetă soldată cu pierderea copilului. Asta vedem, cel puțin în țările nordice, că se petrece. Așa este, pe la ei. La noi și pe stradă, dacă este agresat un copil de către propriul părinte, parcă ți-e oarecum să intervii, lasă că știe ce face, nu mă bag eu în educația pe care o acordă copilului. Da, în general românii nu intervin. Da. N-ar fi rău să schimbăm această mentalitate. N-ar fi rău. Eu sunt de acord. E replica părintelui agresor, da, să vedem că îl trage de mână, că îl bate, da? Ce te interesează? E al meu, eu l-am făcut, eu îl omor. Ceva de genul ăsta, nu? Avem o vorbă în popor. Da, da, da. Și poate că eu, care sunt de bună credință și intervin cu o vorbă, ca să detensionez situația, eu la rândul meu pot să fie agresată. Sigur. Au fost situații în care cel care a dorit să ajute victima unei agresiuni a fost agresat sau chiar ucis. Pentru că toată furia aceea s-a năpustit asupra terțului care a vrut să fie salvator. Și din salvator s-a transformat într-o victimă. Credeți că o legislație mai aspră, poate încătușări mai dese, ar schimba din toate aceste probleme pe care le-am discutat? Pedepsele sunt. Nu cred că putem să spunem că nu, că legislația este blândă. Cred că aplicarea ei este oarecum mai este deficitară. Poate și garanția că cei care execută pedeapsa privativă de libertate, să spunem, da, forma cea mai gravă, deci garanția că după executarea unei pedepse privative de libertate, da, aplicate pentru o faptă de genul de violență domestică, s-a reeducat. Deci trebuie să vedem și aici procesul de reeducare din penitenciare. Da. Și iar ajungem la educație.
O altă persoană pe Facebook abordează un subiect interesant. Ce ne puteți spune despre violența sexuală în familie, implicit violul în familie? Da. Aici. Da. Știți că mulți au această concepție că viol în familie. Sunt soție, nu există așa ceva. Sigur. Și pe acest tărâm a vieții intime a soților, trebuie să existe consimțământ. Adică nu se pot săvârși acte, da, fără consimțământul celuilalt partener. Da? Până acum, eu personal nu am avut violență, doar n-am avut violență sexuală. N-am avut. Da, ordin de protecție pe această chestiune. Dar legiuitorul are în vedere și acest lucru. Am citit un lucru interesant. Violența în familie ar putea fi o formă de terorism intim. Da, da. Plastic este... E real ceea ce se spune. Este. Adică ceea ce se întâmplă la nivel comunitar se transformă sau, da, se translatează pe tărâmul vieții private. Este. Altă întrebare de pe Facebook. Autoritățile. Cum s-ar putea implica autoritățile locale? Pentru că discutăm doar despre cele naționale. Da, da, de la e lege. E o problemă ce ar trebui să privească și comunitatea mai mică. Da. În 2003, când s-a dat această lege, s-au creat structurile administrative pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Da? Acea autoritate pentru protecția familiei, cred că s-a numit, trebuia cu ajutorul autorităților locale să acorde sprijin în construirea de centre pentru agresori, pentru victimele violenței, telefonul gratuit al victimei violenței. Cred că aici, aici suntem deficitar, autoritățile locale nu se implică cu proiecte, cu bani, pentru a sprijini victimele și pentru a preveni. Eu cred că și pentru a preveni. Exact. Și pentru a preveni. Uh-huh. Da? Iar la nivelul Uniunii Europene se observă că aceeași chestiune. Deci, în prezent, da, ceea ce se reproșează sistemului de stat este insuficiența fondurilor, da, financiare pentru a susține victimele și pentru a preveni, săvârșirea de astfel de fapte. Și legat de prevenire, ar putea exista în școli discuții cu elevii pentru a pune bazele unei gândiri sănătoase. Cred că din școli noi trebuie să lucrăm. În școli, împreună cu juriști, împreună cu psihologi, împreună cu polițiști, ar trebui ca să se explice noțiunile, să se dea exemple și care sunt efectele. Părinții astăzi nu mai au timp să facă educația copiilor. Părinții, am mai spus-o și la alte emisiuni, se rezumă la a încărca programul copiilor cu multe activități extracurriculare plus meditații la română și matematică. Să ne uităm în cercul nostru de prieteni, toată lumea este îngreunată, e o problemă, copilul trebuie să facă meditații la română, matematică, engleză și să meargă la foarte multe cluburi, da. Când părintele mai vorbește cu copilul să-i facă educație? Copilul ce înțelege din copilăria sa? Un iureș, o goană între programul școlar și alte activități. Sigur, acum mai punem și școala online. Și cred că, iarăși, aici e o temă de discutat, cât de mult se schimbă, se schimbă această școală online, schimbă relația dintre copil-școală, copil-profesor, copil-părinte. Este interesant faptul că până să vină această pandemie ne plângeam că petrec prea mult copiii timp în fața calculatoarelor, a telefoanelor, iar acum noi suntem cei care îi îndemnăm să facă acest lucru pentru a putea participa la cursuri. Da. E trist ce se întâmplă, ce-i drept. Da, cred că aici, apropo de școala online și de educație, trebuie văzută pe categorii de vârstă. Una este școala online la un licean, da?
Și efectele, da, stai și te uiți la calculator 6 ore. Da, da? Da. Poți să îmagazinezi informația. Dar ce faci cu un copil de clasa 1? Clasele 1-4. 4-5 ore stau la calculator, la online, da? Pe telefon, tabletă și așa mai departe. Ce influență au asupra văzului, asupra creierului lor? Pot ei să înțeleagă? Și atunci spun că nu cred. Să nu uităm, hai ne uităm cu 50-100 de ani în urmă. Copiii învățau din manuale, erau autodidacți. Da, da, da. Și am întâlnit mulți adulți care spun că nu pot lucra de acasă. Efectiv, nu se pot concentra în momentul în care lucrează de acasă. Îți distrage atenția pe tot felul de lucruri. Pentru că ești relaxat, ești în mediul tău, nu mai ești profi, să spun așa. Cred că la fel se întâmplă și în cazul copiilor. Da. O altă conduită există într-o unitate de învățământ față de propriul tău cămin. Da, exact, exact. Așteptăm, sperăm să trecem cu bine și cât mai repede să intrăm într-o normalitate. Normalitatea, omul este o ființă socială, omul presupune contact, presupune comunicare față în față. Asta înseamnă. Nu neg evoluția, da, tehnologia foarte bine, dar noi încă suntem ființe care avem nevoie de apropiere. Mă întorc la subiectul de bază. Cum vedeți activitatea și prezența ONG-urilor în această direcție? Ele sunt puternice, să spunem. Pe de o parte sunt blamate, pe de altă parte în domeniul protecției copiilor, ONG-urile au făcut foarte multe lucruri bune. Au determinat modificări de legislație. Da? Noi nu ne referim la ONG-urile care au și activitate politică, deci nu asta. E un subiect care nu-l abordez. Eu vorbesc de organizații, de asociații, de fundații care au lucrat și lucrează în domeniul protecției copilului, în domeniul protecției victimelor violenței de familie. Aici a jos pălăria în fața lor. Da? În cele din urmă, da, spuneam chiar cu sacrificii, au reușit să facă lucruri foarte bune în domeniul acesta, violenții domestice, dacă ne referim doar la el. Cred că, știți cum e, legiuitorul este important. Oamenii care ajung sus acolo în Parlament, pentru că legile sunt date de Parlament, avem hotărâri date de guvern. Cred că oamenii aceștia ar trebui să oamenii, da? Parlamentarii, miniștrii, deci din organele executive, ar trebui să fie mai aproape de oameni și de dorințele lor și de nevoile lor. Cred că la un moment dat se produce o ruptură. Da? Este de bun augur această discuție, cu atât mai mult cu cât se apropie alegerile parlamentare și iată, poate le dați o idee politicienilor pentru a include în tema lor de campanie. Mai este o întrebare pe pagina de Facebook. Întreabă o persoană ce se... Când... Stați să înțeleg eu prima dată. Să reformulați. Exact. Când putem discuta despre răpire internațională? Răpirea internațională de copii este o noțiune din domeniul dreptului civil. Este atunci când un copil părăsește împreună cu un părinte, da? Dau un exemplu, părăsește cu părinte țara de origine pentru a se duce într-o altă țară. Da? Asta presupune deplasarea ilicită a unui copil, adică fără consimțământul celuilalt părinte. Vă dau cel mai simplu exemplu. Tatăl este în România cu copilul pentru că mama lucrează în Italia. Da? Ok. Și mama solicită copilul într-o vacanță. Da? Vacanța de iarnă. Să stea 2 săptămâni în Italia. Da? Copilul pleacă în Italia cu mama și nu mai se întoarce, că mama refuză să predea copilul la expirarea. A plecat cu procură. Da? Tatăl, de bună credință, a dat consimțământ și a plecat cu procură. Copilul nu mai este adus de mamă în țară. Este o răpire internațională. Sau soț-soție în Italia, în Franța, în Germania, împreună cu copilul. Da? Nu se mai înțeleg soții. Soția își ia copilul și pleacă pentru o vacanță în România.
nu se mai întoarce la soț în străinătate. E tot răpire internațională. Da? Cam asta este. Deci deplasarea dintr-o țară într-alta, fără consimțământul, sau refuzul de înapoiere atunci când s-a expirat procura sau hotărârea judecătorească. De exemplu, suplinire consimțământ plecare în străinătate. Soțul refuză să dea consimțământ ca fiul să plece la mamă în străinătate pe o perioadă de vacanță. Instanța de judecată suplinește consimțământul pentru 2 săptămâni. Dar după cele 2 săptămâni, ar fi trebuit copilul să se întoarcă în țara de origine. Ori nu se mai întâmplă acest lucru. Este răpire internațională. Nu întâmplător am ales această întrebare pentru că mai avem una în strânsă legătură. O altă persoană spune că ar vrea să plece într-o vacanță, el este domnul, ar vrea să plece într-o vacanță cu copilul, însă doamna nu este de acord, fosta soție. Da. Ce se poate face într-o astfel de situație? Într-o astfel de situație se adresează instanței de judecată pentru ca judecătorul să suplinească consimțământul mamei copilului, fostei soții, la plecarea în străinătate pe o perioadă și trebuie să explice pe ce perioadă, unde va sta copilul, cu cine va fi însoțit. Și judecătorul, în urma probatorului care îl va administra, va încuvința o astfel de cerere sau, dimpotrivă, o va respinge. Ați avut cazuri de acest sigur, gen? Astea sunt multe? Sunt multe, mai ales în perioada când te apropii de vacanțe. Da, pe cale de ordonanțe președințiale se suplinește consimțământul părinților, uneia dintre părinți. Este mai dificil de gestionat un divorț internațional? Nu, pentru că acum lucrurile sunt simple la divorțul internațional. Deci de ce este divorțul internațional? Spunem că este un divorț internațional din punct de vedere legal, este divorț cu element de extraneitate, atunci când, de exemplu, ambii soți sunt cetățeni români sau unul este cetățean român, și se află în străinătate și vor să divorțeze, da? Nu pot să divorțeze în statul în care se află, pe teritoriul căruia se află. Dar nu, vor să se adreseze instanței române și se supun și legii române, care este mai favorabilă pentru ei. Și atunci, dacă există acord, se adresează unui avocat care va fi mandatarul comun a celor doi soți și aleg o instanță. Ei pot să fie, de exemplu, din Brașov. Da? Dar pot să divorțeze și la Iași pentru că încheie o convenție de alegere a instanței. Și atunci se pronunță divorțul în România. Problema e ce se întâmplă cu copiii minori. An de-a rândul, da, judecătorul din România accepta să soluționeze și cererile accesorii cu privire la copiii aflați în străinătate. Prin acea comisie rogatorie se făcea anchetă socială, se asculta copilul și mai departe. În ultimii cam 2 ani de zile, instanțele din România și mai ales cele din Iași merg pe disjungere și spun așa, eu instanță română soluționez divorțul, iar pentru cele accesorii cu privire la copii, consider că este competentă instanța din străinătate și atunci trimite cauza spre instanța din străinătate. Da? Deci, am înțeles. Ne apropiem și de finalul emisiunii. Aș vrea să trasați o concluzie pentru cei care ne-au urmărit, privind subiectul nostru de astăzi, violența în familie. Concluzia. E greu de tras o concluzie. Sunt mai multe concluzii aici. Sau un sfat. Un sfat. Da, cred că așa e mai bine, un sfat. Cred că un prim sfat este pentru victimele violenței domestice să aibă curaj. Să aibă curaj și să se adreseze autorităților pentru a se proteja pe sine și mai ales pe copiii minori care sunt victime sau asistă la forme de violență domestică. Apoi aș da un sfat agresorilor, da? Să meargă la sală, să facă sport, pentru ca toată furia pe care au acumulat-o, nemulțumirile, frustrările, să fie astfel eliminate și nu prin fapte de violență. Fiecare agresor să se gândească că atunci când săvârșește fapte de violență și dacă este și propriul copil de față, copilul la rândul său va fi viitorul agresor în familie. Și 3,
e o constatare și cred că felicit organele de poliție din Iași, care sunt foarte eficiente, prompte la fiecare solicitare și de la caz la caz emit ordin de protecție provizorie, ceea ce este foarte bine, este un câștig extraordinar. De asemenea, o constatare că instanțele din Iași la fel judecă cu celeritate și pentru aflarea adevărului administrează probele necesare și emit ordin de protecție civilă, astfel încât victimele se simt în siguranță. Și m-aș mai vedea și un sfat și o concluzie, că și în Iași încălcările ordinului de protecție, care înainte erau tolerate de autorități, acum nu, se intervine foarte repede, se constată săvârșirea infracțiunii și se întocmește dosar penal. Eu cred că în viitorul foarte apropiat o să constatăm, foarte apropiat, poate nu chiar apropiat, o să constatăm totuși o scădere a cazurilor de ordin de protecție. Eu îmi doresc acest lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. A fost o discuție interesantă și plăcută, ca de fiecare dată de altfel. Și vă așteptăm să reveniți în studioul nostru. Cu mare drag. Să alegem și o altă temă de interes. A fost alături de noi azi doamna avocat Gabriela Lupșan, doctor în drept și membru al Baroului Iași. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Vă invit să dați un like și un share postării pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume și rămâneți în continuare alături de noi. Ne reîntâlnim de la ora 13, când voi sta de vorbă cu domnul Radu Lupășteanu, șeful Inspectoratului Județean de Stat în Construcții. Ne revedem îndată!